Sunt scoși și electrocardiograma. Și domnul doctor care se consultă. Da. Cine urmează? Activitatea nu se întrerupe. Da, da, neîntreruptă, da. Și-ți condamn. Și dulacul de urgență cu medicamentele care sunt necesare în cazul unui unor probleme de urgență. Aici am pozitit ciocan pentru reflexă, domnul primar. Da. Ne conținem. Da. 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 Medic specialist să vă spună ce... Spuneți-mă, bine ați venit aici, oferim consultațiile de reumatologie pentru patologia osteoarticulară, avem și aparate în seara la kinetoterapeut, domnul electroterapeut, care folosește curențele inimii și medie frecvență, aparate ne bucurăm tare mult, nu? Bună ziua, să vă văd! Și eu! Chiar dacă mâna mă uinește așa, mă gândim, văd că domnul doctor amestecă lucrurile așa, dar într-un mod trecut. Mă uinește cu slănicul, nu știu ce planuri are. Da. Dar suntem pregătiți. Da, da, da. 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 Atenție la picătul. Da. Deci, din asta e eu deja. Domnul doctor, mi-am luat prevenit. Prezintă-ți aici la prietenii tăi. Deci la Agăș n-am ajutat, vreau să ajung la slănic. Da, m-a fost. Adică am avut o tentativă, vreau să fie cu avem știu ce. Banca care evaluează fibroza hepatică. Dă un rezultat în kilopascal, deci răspunde cu o presiune, așa, și în funcție de rezultatul ăsta în kilopascal, noi putem cuantifica dacă pacientul are fibroză hepatică sau nu are. La fibroza hepatică sunt 4 stadii, ultimul stadiu este ciroza. Și se poate face explorarea asta ori prin funcții biopsie, deci ca să evaluezi fibroza, ori funcții biopsie, ori fibroscan. Iar fibroscanul este neinvaziv. Avantaj pentru pacient că nu mai este înțepat. Da. Tatăl nostru care ești în cer, să-ți ascunzi în metodie împărăția ta, facă să vei da precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele noastre și ne iartă nouă greșelile noastre precum și ne greșelilor noștri și ne aduce prin ispită și ne izbăvește de cel viclean. Dar este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul părinților noștri care faci pururea cu noi, după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace călăuzește viața noastră. Sfinților fără de argint și făcătorilor de minuni, cercetați neputințele noastre în dar. Ați primit în dar dați-ne tămăduiri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Am prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Îndreptează lucrările mâinilor noastre și cer iertare păcatele noastre când cântăm noi cântarea ce îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte în vremea aceasta, Sfinte Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor rău, o scăldătoare care se numea pe evrește viteză și care avea 5 vidvoare. În aceste vidvoare zicea mulțime de bolnavi, orbi și pe opri scăzut așteptă mișcarea, pentru că cingerea al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și ce intra în tine după tulburare se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa, de multă vreme i-a zis, voiesc să te faci sănătos? Și bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus a zis, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla, slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Ioachim, pentru cinstita preoții Mircea Duh Hristos din Iaconie, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește!
pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, pentru ca să trimită din belșug Dumnezeescul Har, peste lucrările ce se săvârșesc aici, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, pentru ca Dumnezeul nostru să ne fie împreună lucrător și sprijinitor în toate faptele bune pe care le săvârșim după dumnezească sa insuflare, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, pentru acest așezământ medical, pentru întemeitorii, binefăcătorii și pentru toți cei ce sprijină prin faptă și prin cuvânt desfășurarea lucrărilor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, pentru conducerea și ostenitorii acestui așezământ medical, pentru toți cei care sunt îngrijiți aici, cu Duhul iubirii de semeni, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu Harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoare și pe Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ție, Doamne, că Ție se mai toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea mare în apă dulce pentru poporul Tău și apele cele vătămătoare în vremea lui Elisei le-ai vindecat, Cel ce ai simțit apele Iordanului cu arătarea Ta cea fără de prihană, însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește și apa aceasta. Amin. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Și fă să fie tuturor celor ce o vor gusta și vor fi stropiți cu ea izvor de binecuvântare, tămăduire de boli și de patim, sfințire caselor și izbăvire de orice lucrare potrivnică, văzută și nevăzută. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu Cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele și ne binecuvintează pe noi, pe toți care pe plecarea capului nostru arată semnul supunerii față de Tine și ne învrăincește, a ne umple de sfințenia Ta prin gustare, stropire cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupului, în ce slavă și mulțumesc și în Tine ce înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor Tale, fă-ne pe noi vrednici, Născătoare Dumnezeu Fecioară, trecând cu vederea păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea Ta prea curată, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, doctorul și păstorul care vindeci durerile trupești și sufletești ale oamenilor, Cel ce ai venit în lume să cauți și să izbăvești toia cea pierdută, care pe cei osteniți și împovărați chem la Tine și odihnești, Cel ce binevestești săracilor, Tu, Samarineanul cel bun, care ai turnat pe rănile oamenilor unde lemn și vin și ai vindecat toată boala și toată neputința în popor. Cel ce ai adus la casa de oaspeți pe cel căzut între tâlhari și ai poruncit stăpânului casei să-l îngrijească, însuți, Doamne, binecuvintează cu Sfântul Tău Duh acest așezământ spitalicesc, lăcaș al milostivirii și iubirii de oameni. Pacea și harul Tău dăruiește-le celor ce se ostenesc și celor ce sunt slujiți aici, dar și tuturor celor rânduiți spre tămăduirea poporului Tău. Dă-le lor într-o inimă curată și credință adevărată,
într-o desăvârșită dragoste și râvnă fierbinte, să-și săvârșească lucrările văzând totdeauna în om chipul Tău, primind în numele Tău pe cei ce pătimesc și îngrijindu-i cu bunăvoință și pricepere. Dăruiește și tuturor răbdare, sănătate, putere și bucurie duhovnicească, încât fiind mișcați de Duhul Sfânt și învățați de Dumnezeu spre tot binele, să-ți aducă totdeauna ale Tale dintr-o ale Tale, spre slava și cinstea Preasfântului Tău nume și al Părintei Tău Celui Fără Început și al Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor, rogurilor lui Dumnezeu, Adrian și Mihaela cu familia și toți cei care lucrează în acest așezământ pentru bolnavi, pentru toți cei ce sunt de față, cu toată familia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune Preacuratei Maicii Sa, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, și ale tuturor sfinților, să le miluiască, să le mântuiască unii ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească rugăciunea, să binecuvinteze acest așezământ și putere de muncă celor care sunt aici și ajută la tămăduirea bolnavilor. Dumnezeu să, ajute, să vă ajute și Duhul Sfânt să vă ocrotească. Să rămână, Părinte. Doamne ajută. Mergem la... Prima dată că ați fost alături de noi, încerc să mă țin de cuvânt. Acum două luni comunitatea locală mi-a acordat titlul de cetățean de onoare al Slănicului și atunci în fața mea și a soției s-a deschis un nou obiectiv, punerea în valoare din punct de vedere medical a acestei stațiuni. Am făcut primii pași, centru de permanență și vreau să mulțumesc aici domnului președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate pentru solicitudinea de care a dat dovadă. Funcționează, este autorizat și lucrurile se desfășoară bine. Acum ați văzut patru cabinete de medicină internă, baniu, fizioterapie, nefrologie și reumatologie, care vor fi începând de astăzi puse la dispoziția atât a locuitorilor orașului stațiune Slănic Moldova, cât și a turiștilor care vin aici. Avem un platou paraclinic format din analyzer, ecograf, în colaborare cu doctorul Neascu pentru FibroScan. Există monitorizare, laringoscop și toate cele necesare resuscitării în cazul unui accident. Și sperăm, așa cum cred că v-am obișnuit, un act medical de bună calitate, sperăm să-l facem și aici, într-un loc care vă declar este atât de drag mie, fiindcă mă simt bine. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost alături de noi și dau cuvântul domnului nevastă mea la urmă. De data asta, dau cuvântul domnului primar al orașului stațiune Slănic Moldova, domnul economist Gigi Baciu. Da, bună ziua și bine ați venit la acest eveniment important
pentru comunitatea noastră, foarte important de altfel. Astăzi trăim un vis împlinit. Și acest vis de a avea asistență medicală aici, permanent, și de a avea și suport de investigații medicale atât de diversificat, atât de larg, este o bucurie pentru mine personal, pentru comunitatea noastră. Domnul doctor, doamna doctor, mulțumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea noastră, pentru ceea ce faceți în general pentru sănătate, dar ce faceți în particular pentru noi. Mulțumesc tuturor medicilor și asistenților, la tot personalul care va lucra aici. Îi asigur de tot suportul nostru al administrației publice locale. Aș îndrăzni să spun că asistența medicală la Sănii Moldova abia începe, pentru că până acum practic am fost cu cabinetele de medicilor de familie și de astăzi încolo acest proiect se dezvoltă. Chiar astăzi am primit vestea că a intrat pe lista Sinteză Centrul de Tratament Balnear de la Sănii Moldova. Acest centru mult dorit de noi, care se dorește a fi un suport pentru toată recuperarea medicală, care va utiliza apele minerale pe care noi deja le avem în explorare, pentru 6 dintre ele avem deja indicații terapeutice și sper că împreună cu vecinii noștri, cu Târgu Ocna, cu Moineștiu, cu toate facilitățile turistice din această zonă, sper ca să fim din ce în ce mai atractivi, pentru că numai împreună vom face lucruri de durată, lucruri sănătoase și numai împreună vom reuși mai mult decât separați. Mulțumesc tuturor invitațiilor, tuturor celor prezenți astăzi aici, domnul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, doamna președinte a Colegiului Medicilor. Este onorant pentru noi să fiți astăzi martorii pornirii, practic, a acestui centru. Încă o dată am emoții, mulțumesc tare mult, mulțumesc domnul senator pentru prezența dumneavoastră și susținere. Deja domnul senator are cabinet senatorial, la Sănii Moldova, vedeți, vine și economicul, vine și politicul și reușim împreună să facem niște lucruri bune la Sănii Moldova și sper ca să găsiți în noi din ce în ce mai mult suport și vă asigur personal de toată deschiderea și tot suportul pentru orice acțiune pentru comunitate și pentru turiștii din localitatea noastră. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim, domnul primar! Vreau să vă mai spun că din echipa medicală face parte și un dietetician, așa că produsele au fost semnate de el înainte de a le pune pe masă. Și înainte de a-i da cuvântul domnului senator Viorel Ilie, vreau să vă spun că încercăm prin această revigorare din punct de vedere medical a stațiunii Sănic Moldova să ne angrenăm într-un proiect de interes județean ca această zona a Bacălui să devină o a doua Bucovină. Nu-i așa, domnul senator? Da, mulțumesc frumos, domnul doctor, domnule manager, doamna doctor, domnule primar. Vin cu mare drag în ultima perioadă aici la Sănii Moldova și recunosc că vin ca la un prieten, la domnul primar Gheorghe Baciu, care, chiar dacă încheie acum și un mandat nu foarte spectaculos, dar vă asigur cu foarte multă muncă, cu foarte multă pasiune, cu foarte multă dăruire. Chiar dacă, știu eu, străzi mai sunt de asfaltat, trotuare de făcut, alte lucrări edilitare, investiția în sănătate totdeauna este investiția cea mai bună și dacă primăria nu reușește acest lucru, o face prin parteneri și prin prieteni. Și mă bucur că se întâlnesc doi prieteni astăzi aici, domnul manager Adrian Cotârleț și cu domnul primar Gheorghe Baciu și a deschis această cale spre o altfel de stațiune, așa cum ne dorim cu toții să fie, o stațiune care să fie o stațiune sigură, o stațiune frumoasă, dar și o stațiune care să asigure servicii complete pentru turiștii care sunt aici. Serviciile de sănătate, repet, sunt foarte importante, știm cu toții acest lucru și mai presus de orice este sănătatea. Domnule manager, sper să nu vă neglijați activitatea de la Moinești și să o lăsați mai mult pe doamna doctor aici, pentru că
Sunt convins, așa cum știu proiectele de acolo, că mai aveți multă treabă acolo și aici sunt convins că veți superviza activitatea și că toate lucrurile vor merge spre bine. Eu vă felicit deopotrivă pe dumneavoastră, familia Cotârlet, pentru tot ceea ce faceți pentru medicina din județul Bacău, pentru faptul că suntem un reper în domeniul sănătății, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu activitatea de acolo. Suntem recunoscuți pentru turismul medical pe care vi-l datorăm, domnule doctor, și sunt convins că și aici, la Sănii Moldova, va fi, dacă nu la fel, cel puțin pe măsura celor de la Moinești. Felicitări și succes! Vă mulțumim, domnul senator, de trebuie să fac public lucrul ăsta, nu un alt scop. Ne cunoaștem de foarte mult timp, am colaborat foarte bine și 8 ani de zile în calitate de primar al municipiului Moinești. Ne-am spus tet-a-tet ce am avut de spus și până la urmă să vede ce am făcut. Vreau să mai fac o destăinuire când i-am spus soției mele de proiectul Strănic și de această vilă. După 41 de ani de la căsătorie, prima dată am simțit-o că mi-a spus cu gura plină, da, atunci iei cuvântul. Cu oarecare emoție încerc și eu să vorbesc din partea colectivului medical care o să lucreze aici, care își va desfășura activitatea medicală atât pentru locuitorii sleniceni cât și pentru turiștii care sosesc în această zonă. Colectivul nostru zic că este bun și vom face un act medical de calitate colaborând cu toții și vreau să vă spun că ideea acestui centru medical este într-adevăr a soțului meu. Cu oarecare reținere la început, după ce am fost de acord, să pornim pe acest drum, pentru că el întotdeauna se consideră acasă aici la Slănic, iubește această stațiune și socotește că trebuie să beneficieze, pe lângă frumusețea peisajului, apele minerale, pe lângă oamenii binevoitori și primitori care sunt aici, să beneficieze și de un centru medical cu oameni devotați meseriei. În numele acestui colectiv medical, sperăm să ne facem datoria victorioși, să fie mulțumit fiecare pacient care iese din cabinetul nostru, că a primit o recomandare, că a primit o rețetă, un tratament bun, să știe unde să se adreseze, la ce izvor să bea apă, ce să mănânce, adecvat bolii lui, după, bineînțeles, o consultație minuțioasă. Vreau acum să mulțumesc celor care și-au adus contribuția pentru această inaugurare și pentru deschiderea acestui centru medical. În primul rând, factorii de decizie, Casa de Asigurări de Sănătate cu domnul președinte Stoica prezent, Direcția de Sănătate Publică prin doamna doctor care nu este deocamdată, Colegiul Medicilor, așa, și nu trebuie să uit pe domnul primar din zonă, domnul Gigi Baciu, care a răspuns prompt la toate chemările noastre și la dorințele noastre și cu care am colaborat foarte bine și sperăm că vom colabora în continuare de pe această poziție, nu? Da, da. Mulțumesc! Mai mulțumim celor care au contribuit la buna desfășurare a acestei inaugurări, că deocamdată este o inaugurare. Cei doi Bogdani, Bogdan Șova și Bogdan Borșan, care zi de zi alături de soțul meu au stat printre muncitori, au primit reproșuri, au fost cu idei inovatoare și contradicții, dar au rezistat și sperăm să reziste în continuare ca să terminăm ceea ce am început. De asemenea, mulțumesc administrativului meu de la clinică, care s-a descurcat în acte, în facturi, care a făcut comenzi, care a plătit facturile, Simona și Vali,
asistentelor mele, Alexandra, Mădălina și nu le mai număr pe toate, care au aranjat aici cabinetele și le-au dotat cu materialele corespunzătoare. Și sper să nu fi uitat pe nimeni, nu știu cui să mai mulțumesc, tuturor celor care sunt aici și, în primul rând, colectivului nostru, care își va desfășura activitatea aici. Nu numai că le mulțumesc, dar merită aplauzele noastre, vă rog să le aplaudați, pentru că depun un efort, își lasă familiile, își lasă deoparte programul liber și vin aici să dea asistență medicală atât celor din Slănică și turiștilor. Și mai au și câte un vizitator nocturn, cât un ursuleț care vine și ne dă de veste că există. Și, deci, asta aș vrea să spun, că mulțumesc și felicit tot colectivul și sperăm să fim la înălțimea așteptărilor, să valorificăm aceste bogății ale stațiunii și să ridicăm adevărata, să ridicăm prestigiul stațiunii, să devină o stațiune mândrie, nu numai pentru județ, ci pentru toată țara. Da. Mulțumim! Încă o dată vă mulțumim că sunteți aici. Vă rog să serviți un pahar de șampanie și pentru discuții aprofundate. După aceea, împreună cu domnul primar și domnul senator, vă invităm la DOP. Vă rog, domnul doctor Rată. Vreau să spun câteva cuvinte, le-am mai spus. Pentru așa faptă, Consiliul Popular l-a făcut cetățean de onoare a orașului pe domnul doctor. Și am spus atunci, dracu nu face mănăstiri, sfinții fac mănăstiri, dar tot sfinții mai fac și spital. Și noi n-avem cum să-l santificăm pe domnul doctor, dar propunerea a fost să-l facem cetățean de onoare. Mulțumim, domnul doctor. Mulțumim.